este foarte frumos. Vreme este foarte frumos. Acum mergem la următorul muzeu. Biserica Sfântul Ștefan, nu? Aici. Acum am fost aici. Da, și e un tur așa, ți-ți. Da, este un tur de 6 muzee și biserici. Care a costat 50 de leva. Da, pentru două persoane. Pentru două persoane, da. Acum vom vizita această bisericuță. Sfântul Ștefan. Sfântul Ștefan. E al doilea obiectiv de pe harta respectivă. Aseară când am fost aici era închis. Numerii la slujbă? Nu, cred că sunt... Mirosea mare. Trebuie să zbui? Păi dormiți că toate obiectivele astea sunt pe, sunt pe malul mării, știi? E frumos. Uite, ia bine încoace. O porcărață așa de încoace, o... nu? Zidurile alea care se văd în partea stângă acolo. Noi am fost acum aici. Acum mergem aici. Da, hai să vedem pe unde mergem. Încolo așa. Asta ar fi următorul obiectiv care face parte din biletul respectiv. Din ce an este? Scrie pe undeva, se vede. Uite aici ar trebui să scrie pe asta. Uite aici, Elena. Uite, în secolul 10. De acolo cred că au mai rămas niște zone din astea... Acoperite, da. Ok, mergem mai departe.
cunoscut de biserica în care am fost. Și are 1000 de ani. Așezarea se numea Mesambria înainte, de vremea romanilor. Azi e full. Foarte mulți turiști pe timpul zilei, am văzut. Am ieșit zilele trecute, am ieșit doar seara. Pentru că ziua am fost la plajă. Da, păi cam așa ar trebui făcut. Adică practic ziua mergi la plajă pe timpul zilei și după prânz vii în zona veche a insulei și vizitezi. Aici poți să mănânci, poți să faci diverse chestii, cumpărături și așa mai departe. Asta este? Nu. Peste tot străduțe cu tot felul de magazinare, aici, muzee, obiective. Uite, de la acest magazin, cum am ajuns aici, mi-am cumpărat un vinil. Cred că mi-e frică să intru iar, pentru că cine știe ce mai cumpăr. Hai să intrăm aici. Maxim, că știu ce presupune dacă intru în magazinul ăla. Și eu la magazinul de lângă. Stau două ore acolo și cumpăr. Și stau două ore lângă. La genți. Sunt puse perete. Păi, cred că special e gândit așa, păi, da. Uite ce răcoare e aici. Tot cel puțin aici este aer condiționat. Da. Sunt destul de bine conservate, având în vedere că au sute de ani. Da. Unele. Pe aia pe care am văzut mai înainte, deci nu penultima, cealaltă, avea 1000 de ani. Uh-huh. Totuși, în perioada aia, clădirile astea erau dedicate zeilor. Cred că după aia s-au repictat sau s-au reformat cumva, știi, în perioada creștinismului. Da. Cred. Nu văd cum la... Și nu dacă era dedicată lui Poseidon, îți dai seama. Erau făcute cu alt scop. Iar picturile, după 1200 și ceva... 1700. Da, 1200-1300 după. Poză veche făcută fix aici, în 1957. Uh-huh. Și aș clădire. E chiar drăguță aici. Sper că mi-ar plăcea să stau să beau ceva aici. Păi stăm dacă vrei. Cafeaua, ceva. Uite, poze vechi. Aici ce este? O biserică. Ce-i asta? A, de mâncare, din timpul războiului. A, nu știi că am mai văzut ba, da, undeva, ba, da, ba, da, ba, dar nu mai știu unde am văzut. Și practic era adus acolo, în mijlocul da, și ele erau calde, bazei, unde se dau și erau, da. Da, te duceai cu gamela și cu astea și spuneau mâncare din ele. Da, da, dacă are roci, uite. A, și uite, aici se punea cărbunele și acolo populul se dădea jos. Mhm. Nu mai știu unde am văzut. În Oradea am văzut la muzeu? Nu mai țin minte. Chiar nu mai știu.
Mi se pără foarte încurcate străbuțele astea. Da, dar uite ce drăguț. Dacă mergi 4 zile pe ele, te înveți. După aia se pare iar că ești într-un loc nou, a 5-a zi. Sau a 6-a zi, știi? E, și aici hai să coborăm pe treptele astea. E, și auzi? Nu știu dacă putem să ajungem pe aici. Ba da. Aici este Tiny Beach. Aici e un restaurant ceva, o terasă închisă, dar văd că nu știu dacă e acces în continuare. Hai să vedem. Ia. Pe Tiny Beach. Cred că în stânga. Nu trebuie pe aici. Uite ce frumos e, parcă ești în Italia. Da. Chiar că. Cred că se mănâncă foarte bine. Așa am senzația, da. După cum văd că e aglomerat. De exemplu, au dorada 32 de leva 90, cam cât înseamnă 32 de leva? E mai scump aici, mai, pentru că e pe malul mării, dar în partea aia, mai spre mijlocul insulei, e mai ieftin, e cam 24 de leva, 26 de leva. Da, de exemplu, aici e aici... încă 10 leva în plus. Na, e mai mult un pic, dar în partea aia e cam 40-50 de lei. Încolo dorada. Și da. Lupul de mare 25 de leva. Da, e mai scump un pic la localurile astea care sunt pe malul mării, fix pe malul mării sunt un pic prețurile mai mari. Pe malul mării, pe partea asta, cum intri pe insulă în dreapta, sunt mai scump localurile de aici și pe partea stângă sunt mai ieftine. Deși tot mâncare foarte bună este, adică nu. Da, peste tot de mâncare ai și tot. Da, na, acum dacă vrei să ai priveliște, să vezi marea, plătești un pic mai mult, na. Asta e, peste păi tot. Și dincolo e priveliște cu mare și mâncarea este foarte bună. Doar că văd că aici restaurantul ăsta este de 30 de ani și probabil că da, are tradiție și... Bine, că... am băut și noi câte o bere ca amenința. Da, încă n-am mâncat aici, dar sigur o să mâncăm aici. E bună. Am fost până sus și miroseau foarte bine sus, deci toată lumea a mâncat. Mirosea super bine. E frică, crezi că vom fi atacați? Nu! Du-te printre ei! Ce faci? Aici? Ce? Niște costițe de miel. S-ar putea să-mi iau. Da, poți să încerci altceva, că ai mâncat pește în fiecare zi. Da, aici, uite, preț sunt la bancomat.
Deci cam o jumătate de oră trebuie să mergem la masă. Am găsit torța olimpică aia de la Jocurile Olimpice. Aia originală. Aia originală pe care am văzut-o în Banscu, am găsit-o și aici. A, păi înseamnă că s-a nimerit ca cineva să o fi cumpărat în Banscu și a adus-o și aici. A adus-o aici. Și de când am plecat noi de acolo, s-au dus repede și au vândut-o aici. Da. Nu este replică după prima ștanță de torță olimpică. Din seria, din prima serie.